Ați vorbit despre necesitatea atragerii investițiilor, adică anume să fie făcute investiții în oameni. Aici am vrea să abordăm problema aflării dumneavoastră la guvern, în calitate de... Sunteți membru din oficiu al guvernului și acum este o situație politică cam tensionată. Vă simțiți confortabil la guvern? Găsiți comunicarea necesară? Și sigur să spun, comunicarea tot timpul a fost și este. Problema între aceia că... Este auzită vocea Academiei de Științe? Nu e problema numai în mine sau în Bașcan, care suntem oameni din oficiu. Nu e problema în miniștri, care sunt reprezentanța diferitelor partide. Pentru că, în principiu, de fiecare dată de câte ori s-au adresat, de câte ori au dorit să afle opinia noastră, noi am expus-o. Pentru că nu noi o primim în ultima instanță, dar o primește, deci, sau adoptă, deci, organul politic în ultima. Guvernul în întregime, Parlamentul în întregime. Nu e problema în confort, în disconfort. Problema e în altceva aici. Problema e în abordare. Iată, eu ceea ce am povestit despre mine, despre hobby, și eu cred că fiecare om care are un hobby, oricare, în mare măsură acest hobby influențează asupra lui, asupra activității sale. Problema în abordare. Eu de ce am vorbit despre investiții în om? Noi nu odată am vorbit despre aceasta, ne-am expus opinia noastră la ședințele guvern, la diferite publicații, la diferite deci, canale de radio și televiziune. Eu cred că politica trebuie să fie îndreptată în investițiile. Pentru că atât corupția, nedreptatea, deci toate apare în ultima instanță în rezultatul deci, nesatisfacerii. Insuficienței de ceva. Dar niciodată nu o să fie satisfăcut fiecare și nu o să fie suficient pentru tot și pentru toate. Tot timpul este rezervă, pentru că dacă va fi, vom trăi în rai, până noi vom trece starea aceasta iarăși de stagnare sau de putrefacție, să spun așa, în ghilimele. Dar există, deci, problema aceasta în abordare. Eu consider că noi suntem nu că învinuiți, dar suntem, deci, pe nedrept neînțeles. Noi considerăm că plus valoarea într-o societate... Instituția, Academia de Științe este neînțeleasă sau oamenii de știință sunt neînțeleși? Noi, oameni de știință, nu numai. Cei care abordează în felul ăsta, care o spun eu, vreau să o spun acum. Dar mai ales oamenii de știință. Mai ales oamenii de știință, oamenii din universități, deci universitățile, știința, oamenii și de cultură, vreau să vă spun, cei care consider și noi considerăm că investiția în oameni, înseamnă, în primul rând, susținerea educației. Susținerea cercetării și inovării. Inovarea este plus valoarea deci oricărei societăți. Astăzi, plus valoarea nu o dă ca și înainte resursele. Resursele naturale, resursele umane. Ei, din păcate, formează astăzi o componentă serioasă de consum. În mare măsură. Sau costul este destul de mare și plus valoarea nu mai poate avea loc. Ea este saturată. Atât resursele umane cât și resursele naturale. Deci dau tehnologiile performante care aduc la economie. La economie de apă, economie de energie, economie și la performanța însuși a produsului. Și guvernul care este face competitiv. Aceasta? Ascultați-vă, care este competitiv. Și din acest consider, sigur că trebuie să fie o politică foarte serioasă de susținere a educației, de susținere a cercetării, inovării, dar ca rezultat de susținere a antreprenoriatului. Pentru că antreprenoriatul, în primul rând, are nevoie de oameni calificați, are nevoie de inovație. Antreprenoriatul este forța motrică a dezvoltării economiei. Antreprenoriatul produce. El produce și plus valoarea, atât și produsele necesare, cât și plus valoarea. Deci, din punctul ăsta de vedere, nouă ne este foarte câteodată strane această poziție unde antreprenoriatul se marginalizează, unde educația se idealizează și, deci, în ultima vreme, în ultimii 2-3 ani de zile, s-a finanțat enorm educația, s-au făcut
fel de fel de optimizări, dar ce fac acești specialiști după absolvire? Ce fac doctoranții după absolvire? Ce fac cercetătorii, de exemplu, după ce au elaborat inovații și diferite deci, descoperiri? Ce fac ei? Rămâne pe hârtie inovația. De atâta pentru că nu există... Tinerii specialiști pleacă pe scotarii. Deci noi transformăm susținerea educației, susținerea cercetării într-un factor de export a potențialului uman. Deci aia foarte important este asta. Toată politica economică trebuie în primul rând să fie concentrată în investire și în dezvoltarea, deci în valorificarea capacității oamenilor. Educația, cercetarea creează aceste capacități, dar politica economică creează condiții pentru valorificare. Numai atunci ați fie a noastră aici. Și nu numai decât ca să cerem pe noi, dacă n-ai să faci inovații noi pe tine, o să nu știu ce. Nu. Inovații sunt nu numai autohtone. Inovații pot fi importate. Inovații pot fi aduse cu diferite investiții sau investigate aici. Și din punctul ăsta de vedere, cred că politica, uitați-vă să vedem ce se face în Pribaltica. În Pribaltica, uitați-vă, prioritatea numărul 1. Prioritatea numărul 1 este educația, numărul 2 este cercetarea, inovarea și numărul 3 este antreprenoriatul. Dar am observat la ședințele guvernului, vocea dumneavoastră nu prea este auzită. Nu, cum nu este auzită? Se reproșează că nu sunt bani nu, pentru că, sau că are, dispune de fonduri prea multe Academie de Științe. Eu vreau să spun că niciodată nu este corect. Academia de Științe nu dispune de fonduri. Noi avem pentru toată știința 20 de milioane de euro. 20 de milioane de euro. Estonia, care are 1.200.000 de locuitori, are 7.000 de cercetători. Noi avem 3.000 de cercetători în țară. Ea are 7.000 de cercetători. 380 de milioane de euro. 380 de milioane de euro se finanțează știința în Estonia. Și la 20 de milioane. De ce vorbim? Comparația este clară. Un microscop electronic costă 1.500.000 de euro. Atât în Moldova, în Estonia, cât și în America. Noi câte microscopi putem să luăm? Ce putem să facem? Deci eu cred că, încă o dată vreau să spun tot. Nu e problema în... Ei sunt, eu vreau să spun, sunt persoane foarte simpatice, conducătorii noștri. Și prim-ministru, și președintele țării, și președintele parlamentului, și politicienii, și sunt persoane foarte interesante, foarte simpatice, luptă, vor. Dar problema între aceea, ca ei să conștientizeze toți și noi, societatea, să conștientizăm, iată, această prioritate. Eu încă o dată vă spun, uitați-vă în Estonia, uitați-vă în Slovenia, uitați-vă în Cehia. Este țări care au ieșit din lagul socialist, din Uniunea Sovietică. Și au mers. Și astăzi merg și se apropie de indicatorii țărilor dezvoltate, cum este Germania, cum este Anglia, cum este Franța. De ce? Pentru că prioritățile trebuie să fie nu numai educația, de exemplu, cercetare. Sau, de exemplu, așa priorități nu sunt. Este prioritatea lupta cu corupția. Domnilor, dacă politica aduce la corupție, toți banii care se cheltuie pentru politici aduce la corupție, noi tot atâția bani trebuie ca să luptăm. Da. Cu corupția nu poți să lupți cu banii. Asta este o cale foarte greșită. Cu corupția poți să lupți numai atunci când prioritatea, când moralitatea unei societăți este să dezvoltăm un om, o persoană armonioasă, o persoană cu cunoaștere, o persoană cu care să aibă în țara noastră condiții ca să-și valorifice capacitățile pe care el le-a creat tot din contul statului. Statul cheltuie bani pentru educație, cheltuie bani pentru cercetare, inovare. Înseamnă că statul trebuie să cheltuie bani și pentru susținerea antreprenoriatului. Asta este care de gata, voi de la hobby m-ați adus da, la da, politică. M-am provocat o leacă. Dar nu poți. Dar ați fost membru în guvernul Talib, în guvernul grecian, acum în guvernul Filat. Cu cine ați găsit cea mai bună colaborare cu care prim-ministru? Când a fost auzit vocea academiei? Eu vreau să spun că fiecare prim-ministru este, să spun eu, cu calități proprii. Fiecare prim-ministru dintre aceștia a fost conducător, a condus. Unii au condus din numele cuiva, alții au condus din nume propriu, știți? Și vreau să vă spun că sunt diferite, dar n-are importanță, pentru că toți conducătorii care au fost până acum, toți au fost devotați, deci sistemul acesta de administrare. Toți au fost buni administratori.
Nu, iată, astăzi este criticat și spune că nu și mai departe. Eu vreau să vă spun că s-au făcut foarte multe lucruri bune. Foarte multe lucruri bune. Eu vreau să vă spun că și noi suferim din cauza că lucrurile bune nu se promovează. Că lucrurile bune nu se, deci, nu se reclamează, nu se face publicitate. Deci, la ceea ce este bun. Pentru că noi, Comitatea Științifică, Comitatea Oamenilor de Cultură, facem lucruri numai bune aproape. Foarte multe lucruri facem bune. Și noi suferim de aceea pentru că în societatea noastră nu are loc așa o politică de promovare a istoriilor de succes. Ca să le domnul, ia ca asta. Din păcate, moldovenismul nostru s-a transformat într-aceea că noi trebuie să batem într-al nostru. Și este foarte greșit. Este foarte greșit. Noi trebuie să schimbăm politica. Noi trebuie să-i susținem pe cei care aduc plus valoare, de cei care ne formează imagine, de cei care au capacitate și pot. Și să vedeți că o să schimbi în țară și atmosfera și situația. Asta este... Pe nota asta finalizăm. Aceasta este, da. Și noi sperăm nota optimistă. Noi suntem foarte optimiști. Eu cred că noi trecem acum o cale cu adevărat filozofică. Cu adevărat dialectică. Lupta contrarilor, negarea negațiilor. Toate lucrurile astea acum au loc. Și eu cred că ele au să ne aducă pe noi la un mal bun.